La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Întâlnirea cu numărul 820, mă uit aici pe însemnări să nu zic greșit. Deci e momentul de poezie în care eu, Armanda Filipine, prezint, așa cum știți, creații semnate de trei autori. Și avem o coloană sonoră, ca de fiecare dată. Pentru această întâlnire am selectat din nou compozitorul Peter von Winter, l-am mai ascultat. S-a născut în 1754 și a trăit până în 1825. Asta ca să-l găsiți și dumneavoastră, în caz că vă place, sigur vă place, acest compozitor foarte plăcut. Cum spuneam, trei autori, Marc Deluze, un francez, în traducerea Letiției Ilea, un român, Remus Foltoș, din județul Maramureș, și tocmai de la Viena, pentru că acolo trăiește, Mircea Lăcătuș, născut în România, la Gherla. Da, să revin la cei trei autori în ordinea în care i-am selectat. Spuneam, un poet francez, Marc Deluze, pe care l-am găsit în revista Apostrof, numărul 56 din 2006, știți, revista de la Cluj-Napoca, coordonată de Marta Petreu, în calitate de redactor șef. Vă invit să căutați acest număr al revistei Apostrof, e pe site, și să lecturați acolo poemele semnate Marc Deluze, în traducerea Letiția Ilea. Eu am să vă prezint poemul Artă poetică, mi s-a părut că așa e frumos, mai ales că Marc Deluze este un poet contemporan interesant, îndrăgit, evident, mai ales în Franța, dar când un poet își propune în poezie să dea o definiție artei sale sau să-și exprime punctele de vedere, e foarte bine să ne intereseze și pe noi. Deci, Marc Deluze, artă poetică. Sunt poet prin forța lucrurilor, prin forța cuvintelor, mâna noastră asupra lucrurilor, prin forța legăturilor care mă unesc cu lucrurile, pentru fiecare lucru o legătură, pentru fiecare cuvânt o mână, palma mea îmbracă aspecte multiple și secretele ei se înscriu în statui ca niște Buddha enigmatici. Din teoretic în teoretic, unghia suferă trasând dunga de zebră a timpului care trece și îmi amenință spărtura cuvintelor ca fragilitatea unei hârtii măzgălite. Iată ce poem interesant, v-am zis că merită acest poet francez, Marc Deluze, să fie citit. Bineînțeles că poate fi căutat și în limba sa de origine, pentru că nu-i așa, mulți dintre noi, chiar dacă nu suntem mari vorbitori de franceză, ne descurcăm destul de bine și un poet, de ce nu, trebuie să citească și să fie citit în limba sa de origine. Așa că noi care iubim poezia și care o și scriem, să citim poeții în limba lor, ne ajutăm de dicționar și traducem, că nu-i chiar așa un capăt de țară. Un alt autor pe care l-am selectat în această întâlnire a noastră este Remus Foltoș, născut în iulie 1975 în județul Maramureș, are studii de filozofie făcute la Cluj-Napoca. Este și critic literar și chiar a fondat revista Socrate, revistă de filozofie, bravo lui! Am găsit poeme semnate Remus Foltoș în revista Familia, numărul 11-12 din 2015, pe vremea când redactor șef era Traian Ștef,
Și vă invit să căutați pe site-ul revistei numărul 11-12, repet, din 2015, pentru că de acolo am selectat un fragment din poemul Marșul insomniacilor, la care cu siguranță m-aș înscrie și eu dacă aș întruni condițiile, ia să vedem. Deci Remus Foltoș din poemul Marșul insomniacilor. Mi-închipui străbătând trotuarele marilor aglomerații, aliniați într-un șir aproape indian. Și atunci, pe negândite, îți dai seama că ești singurul care n-a dormit. Metropolele n-au mai dormit de mult. Departe de mine gândul de a face apologia nesomnului. Dar atunci ce? Atunci apare teama. Cine mai are grijă de drobul de sare? Trebuie, în schimb, să învățăm să dormim. Iată ce interesant. Și vă readuc aminte că Remus Foltoș are studii de filozofie. De une zi auzeam chiar o mică ceartă referitoare la faptul că n-ar trebui să știm ce profesie și ce studii aprofundate are un poet, un scriitor. Uite că mie îmi place că știu faptul că Remus Foltoș are studii de filozofie, pentru că se observă cumva aici în aceste versuri această specializare, dar îmi place că autorul nostru are și umor, un umor cam englezesc, cum se zice, cam rece, așa, cam sobru, chestia asta cu cine mai are grijă de drobul de sare, cine mai are. Remus Foltoș, dragii mei, iată încă un autor care merită citit. Părerea mea, nu-i nevoie să fiți de acord cu mine, dar eu vă invit să fiți măcar un pic și să dați atenția cuvenită și acestor autori. Și închei momentul de poezie numărul 820, repet, cu Mircea Lăcătuș, un autor care s-a născut 24 martie 1962 la Gherla, care este sculptor și poet, evident că altfel nu-l prezentam în momentul nostru, și care din 1990 trăiește la Viena. Bravo lui! Dar iată, îl publică prietenii din țară și în revista Poesis de la satul mare, George Vulturescu și echipa sa l-au prezentat pe Mircea Lăcătuș în numărul 1, 2, 3 din 2013, repet, revista Poesis, și o să vă prezint câteva versuri, pentru că n-am un poem întreg, sunt doar fragmente. Eu un text de prezentare a autorului Mircea Lăcătuș, așa cum știți, criticii nu prea prezintă multe versuri, ne invită să cumpărăm cărțile astea dacă le găsim, așa că eu vă invit să căutați totuși poeme Mircea Lăcătuș și vă promit eu că merită. Iată câteva mostre care sper să vă convingă. Auzeam că i-a întâlnit pe cale un tânăr care căra în spate o cruce mare și i s-a făcut milă și l-a ajutat o bucată de drum. Apoi a simțit o durere. În locul în care i-a apărut, l-a apăsat crucea. Deci a simțit o durere în locul în care l-a apăsat crucea și acolo i-au crescut aripi. Ce frumos, ce frumos! Deci aripile au crescut la cel care a ajutat. Și încă un fragment dintr-un poem semnat Mircea Lăcătuș. Am revăzut într-o fotografie un pod de piatră și mi-am amintit că l-am atins și eu cu piciorul. Dalele mari, lucitoare, cristalele de memorie.
Ce frumos! Și când citesc dalele mari strălucitoare și acest pod de piatră, mă gândesc că Mircea Lăcătuș e și artist în această zonă în care lucrează cu piatra, cu lemnul, cu mâna, cu dalta, că e sculptor omul nostru, așa că poezia scrisă de asemenea artiști e altfel și, după câte observați, chiar e altfel, chiar dacă sunt doar mici fragmente. Acesta a fost momentul de poezie. Sper că v-am făcut curioși cu alți trei autori să rămâneți aproape de poezie, pentru că îmi place să repet, nu e doar o bucurie, e și o datorie, și dacă suntem bolnavi din tot felul de motive, e și medicament. De tristețe, chiar dacă e vacanță, de dor, de toate. Deci, poezie să scrie pe noi că face bine. La bună revedere!